Atenție, maramureșeni! Sunt în vigoare mai multe restricții din cauza unui caz de pestă porcină africană confirmat într-o exploatație din orașul Seini. Comitetul local pentru combaterea bolilor maramureș a aprobat planul de măsuri, inclusiv dezinfecția preliminară și intermediară, respectiv catagrafierea zonei. A fost impusă interdicția de scoatere din exploatația furajelor pentru animale și a S-a procedat la stabilirea zonei de protecție în jurul focarului pe o suprafață de 3 km. Raza localităților Seini și Săbi Zona de supraveghere stabilită în jurul Focarului are o suprafață de 10 km și include localitățile Handalul Ilbei, Ilba, Viile Apei, Cicârlău și Bârgău. De asemenea, zona de supraveghere include două exploatații comerciale-industriale, dar și localități din județul Satu Mare, precum Pomi, Roșiori, Racșavi, Borlești, Crucișor, Someșeni, Aciua, Bicău, Apa, Valea Vinului, Orașul Nouvi, Iegăriște, Bârgău și Racșa. În zonele de protecție, mișcarea și transportul porcilor pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt avizate de autoritatea veterinară locală. Această interdicție nu trebuie aplicată tranzitului porcilor pe șosea sau cale ferată, dacă tranzitul se face fără descărcare sau oprire, iar transportul este autorizat. Poate fi acordată o derogare în cazul porcilor destina stăierii, ce provin din exteriorul zonei de protecție și se îndreaptă spre un abator situat în zona menționată anterior pentru tăiere imediată. Niciun animal domestic nu poate intra sau părăsi o exploatație fără autorizarea autorității veterinare locale. Mai trebuie reținut faptul că s-a interzis creșterea suinelor la stâne și cantoane silvice. Aproape 4700 de maramureșeni nu aveau la finele anului 2020, potrivit statisticii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, un job. Și cei mai afectați pare să fi fost de această situație tinerii sub 25 de ani. Circa 1500 dintre ei nu erau încadrați în muncă, alți mai bine de 1000 de șomeri erau în grupa de vârstă 40-49 de ani, peste 700 în grupa 30-39 de ani și cam tot atâția în categoria de vârstă 50-55 de ani. Șomerii peste 55 de ani erau Puțin peste 500, iar maramureșanii fără slujbă, în grupa de vârstă 25-29 de ani, aproape 300.